Actorii din Vlad s-au întors pe platourile de filmare ale ultimului și celui mai așteptat sezon al serialului. Mergem chiar acum în culise, în spatele camerelor de filmat, să aflăm ce situații pline de neprevăzută surprindem, așa că fanii Vlad, priviți! Vă rog, liniște, vă rog! Intru eu primul sau Sergiu? Tu! Ok. Bună, Andrei, ce faci? Bine, e din personaj, l-am șpărlit acest trabuc din fostul meu birou. A trecut multă vreme de când... Mult prea multă, mă înjură lumea pe Facebook că, domnule, ce facem? În sfârșit, bine că am reînceput. Ți-a fost dor? Doamne, da, evident că mi-a fost dor. Mi-era dor de oameni, de colegi, de casino. Nu știu dacă o să-l văd prea mult timp. Pentru că mai nou scenariul mă va purta în alte direcții. Tu mergi de obicei la casino? Am fost odată, da? Cu Cabral și cu Bobonete în Polonia. Și ce ați făcut? Am jucat pe cânele. Bravo. N-am înțeles. N-ai înțeles. Nu, pentru că erau toți, nu, adică nu erau de alea clasice cu lămâi și șapte și ce drag. Erau unele cu Star Trek, și nu știam nici când câștig. Cu colegii te-ai întâlnit pe set, pe aici, pe da, unde sunt? Pe aici, pe după. Am plecat. Hai să vedem și colegii lui pe unde sunt acum. Uite și pe Olimpia. Bună, dragii mei! Ziua! Doamne, salut! M-a prins fără costum, nu se poate așa ceva. Și pe mine în super costum, adică da, exact. E prima mea ieșire în lume, ca să zic așa, Elizei, vreau să zic. Te rog, ești frumoasă, ești elegantă. Sunt proaspătă mămică, cum aș putea să fiu altfel? Și proaspătă tic, exact. Evident. Ai văzut, da, chiar. Ne-am înțeles. În perioada asta în care nu ați filmat Vlad, în viețile voastre au avut loc schimbări majore. Da, am avut multă treabă, ca să zic așa, și de acum avem și mai multă treabă, pentru că e o perioadă foarte interesantă. E o lună diferență între fetițele noastre, nu? Da. Deci, da. E o lună și abia așteptăm. A, bonă? Ai zis că îmi dai o bonă. Face schimb de bone, nu? Da, trebuie să găsim atunci când nu avem de filmat împreună să împărțim bona. Exact. Prima zi de filmare s-a ales cu o semi experiență aici, cu o vânătaie aici, dar practic eu mi-am făcut botezul din prima zi de filmare, așa că revenirea a fost în forță și am intrat foarte repede pe făgașul Vlad. Da, acum că suntem aici în casino, voi știți să vă jucați, că v-am găsit aici cu, nici nu știu, jetoane, asta e tot ce știu, că sunt jetoane. Normal că știm că am învățat. Știm că va trebui să învățăm. Da? Da. E liniște aici, lumea filmează, hai să vedem, mergem și noi peste ei, aici o scenă, se filmează. Multă agitație. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Am venit, v-am întrerupt, gata, v-am luat direct din repetiții de aici. Cum sunteți dumneavoastră? Care este starea? Vaccinat și foarte bine, cred că se vede. Starea e greu de tradus în cuvinte, în sensul că e excepțională. Aici este biroul dumneavoastră, de unde și luați decizii importante. Da, da. Ne prezentați puțin aici biroul, că aveți multe acte, multe... Îmi cer mii de scuze. Tocmai partenerul și colaboratorul meu a intrat fără știrea mea și a intrat în documente, da, într-o stare de ebrietate la cam împrăștea. Probabil că vrea să afle cine știe ce secrete. Liniște, atenție! Repetiție, vă rog! Setul la cameră. Setul. Și acțiune! Este și Anghel Damian aici. Hai să mergem și la el, să stăm puțin de vorbă și cu el. Bună, Anghel! Olu, ce-ați făcut? Ce-ați făcut? Ați început voi filmările și noi după voi. Da, da, bine, dacă m-ați venit într-un moment de relax așa, vezi, oamenii joacă jocuri de noroc, eu aici stau la bar, adică fiecare cu biciul lui, știi? Cum sunt revenirile la filmări? Păi, parcă nici n-a fost o pauză, știi, când Elina a mers, incredibil, aveam foarte mare emoție așa. Ce le transmiți telespectatorilor? La ce să se aștepte și la ce să nu se aștepte în acest ultim sezon? Păi eu le pot garanta că la ce se vor aștepta, toate așteptările lor vor fi răsturnate și în același timp toate așteptările lor vor fi împlinite. Deci acest sezon este un sezon paradoxal. Să fie cu succes, băieți! Fanii așteptau sezonul nou și iată că au început filmările. O să vă ținem la curent pe parcursul emisiunilor cu activitatea din Vlad și cu ce se va întâmpla. Baftă, baftă la filmări!